10 scris acolo și 178,6 pe 49 ori 47 ori 19. Ei, așa ar veni. Am înmulțit cu 1000 și am împărțit asta, că înmulțit pe 2 inversate. Păi da, da, dumneavoastră scris acolo 178,6 ori 1000 supra, da. 47 ori 19. Și nu-i bine? Până trebuia să îl amplificăm pe 178 supra 6 cu 47 ori 19. Păi tu mi-ai spus că înmulțim cu a doua inversată. Da. Și a doua inversată asta, fracția... E 1000 supra 47 ori 19. Și am zis așa e bun. Nu, că am văzut acolo, uitați, că a tras linia și peste 178,6. Păi nu a rămas așa și de mulțit. Tu spui că... Bine așa. Și, da, cum se mulțește? Nu se mulțește numărătorii 3 și numitorii 3? Și ăsta avea numitorul 1 și... Deci am și făcut operația. Deci am nu se înțelege că am strecurat o greșeală. Că ăsta mulțit cu ăsta e cu 1000 pe. Și mulțirea asta înseamnă. Am înțeles. Da? Da. Bun. Și va veni 178,600. Deci... 178.000, hai să citim. 178.600. Așa, supra 47 ori 19. Bunul simț îmi spune că 47 ori 19 se fac ăsta, 178.6. 7 ori 9, 63. Nu știu dacă face, nu cred că face. Face, cred că... 893. Cât? 893. 893. Atunci nu ne rămâne decât să facem 47 ori 19. Și să împărțim pe 178. Ia să vedem, nu știu, 178,6 nu se parte la 47 sau la 19, exact. Nu se împarte, trebuie să facem înmulțirea și nu facem împărțirea și să vedem ce va fi. La 4, nu se împarte, nici la 47, nici la 19. 178.600 supra 47 ori 19 893 893 și facem împărțirea asta să vedem cât ne dă 200 zic eu. De ce 200? Nu face 200. Dar face 200, perfect. Deci, prin 2 s-a împărțit, da? Da. Adică, trebuie egal cu 200. Da. 200 este valoarea corectă. Și în momentul de față am aflat suma. Cât a fost la început. Redus dată la început. Deci, prețul a fost de 200 de lei. Mai vedem o dată. Din nou, mecanismul același este același, acum scade. Scade, deci, din suma aceea care a fost, scădem, iesore, procentul cu care se face scăderea, se face reducerea, și asta înseamnă suma se mulțește cu acela care vedem cu cât scade în prima etapă, și am ajuns la valoarea S1. Și până ei se aplică 5%, deci din nou S1 se face o reducere, se scade, deci, și iată, s-a ajuns la prețul ăsta. După cele două reduceri. Acum vreau la următorul să conduci tu, da? Următoarea problemă. Nu. Bietă cu bancă și turmanie. Păi, tocmai. De ce am avut antrenament, am reușit... Vreau să te trebuițesc ca să începi să ai siguranță, să înțelegi mecanismul problemei, da? Te rog. Îmi creez un depozit la bancă. În primul an am primit 12% dobândă, iar în al doilea an am fost... Am dobândă, a fost de 15%. Am acum 579,6 lei. Cât le-am depus inițial? Ah. Păi același lucru. Exact. Mai ah. Trebuie să... Ah, păi de ce? Merge. Deci. În primul an am primit 12% dobândă. 12% dobândă. Da. În al doilea an, 15% dobândă. Adică pe 1, pe 1 în primul an, este 12%. În al doilea an, pe 2%, este 15%. 15%, da?
Suma care o am acum este de 579 de lei și 6 bani. Deci, asta ar fi suma care să fie ultima sumă, nu? Sau prima, practic, nu? Nu, prima sumă trebuie să aflăm. Ok. Asta e valoarea a doua. A doua. V 2, da? Da. Valoarea a doua este egal cu cât? Cât? După formula noastră, că parcă așa am zis, că suma ori procentul este egal cu valoarea, după cum am zis noi. 579 de lei. 579 lei. Și 6 bani. Și virgulă? 6 bani? 6. 0,6. Nu, 6,6. Atunci, cum citim? E bine 6 bani? Nu, 5.790. 579 de lei, zis. 579 de lei, virgulă 6. Ei, virgulă 6. Nu mai zis 6 bani. Când mi-ai pronunțat 6 bani, mai obligat. A, 0,6. Eu n-am pus 60, banii... 60 de bani. Așa, păi. Deci, în urmă... E greu cu banii să se și scrii. Așa. Virgulă 6. Deci, 60 de bani. Nu e rău. Păi acum scrie S ori S ori 12 pe 100. Ori S ori 3 pe 25. Dacă zic S ori 3 pe 25, ce aflu eu acum? Pe cum am făcut data trecută? Sumie cerea, ce i-am făcut? E adăugat sau mai? I-am adăugat sau am scăzut? Am scăzut la... Vorbeam de problema trecută, am adăugat. Păi vezi? Adică să fie S plus S. Păi vezi, S, la S se adaugă procentul. Plus S ori 12 supra 100. Egal cu S1. Și a doua, S1 plus S1 ori 15%. Da. Egal cu 579 de lei. Cu valoarea a doua sau ar fi V2 sau S2, da? Da. Dar noi spunem deodată, egal cu 579,6. Da? Asta 159. 579,6. Echivalent. Hai să lucrăm pe amândouă, simultan. Păi prima o scriem ca S pe lângă 1 plus 3 pe 25. Plus 3 pe 25, care face cât? Pe sumă. A, face 28 pe 25. Așa, ori 28 pe 25 este egal cu S1. Da. Dedesubt S1 pe lângă... S1 pe lângă 1 plus 15 cu 100 se simplifică prin 15. Merge oare prin 15? 15 ce are în componență? Are un 3 și un 5. Da. Prin 5 da, dar prin 3 se poate simplifica 100? Nu. Deci mai prin 5. 5. Va veni 3 supra 20. Și a adus la aceeași numitor, amplifici cu 20. Amplifici cu 20. 20 și... Stați, am 3 supra 20. A venit 23 supra 20. 23 supra 20. Ori 23 supra 20 egal cu... Egal cu 579,6 lei. Da. Vom înlocui. Da. Și va fi egal cu S ori 28 supra 25 ori 23 supra 20. 23 supra 20. Da. 28 cu 20 simplificăm. Egal cu 570. Acum am scris 200. 20, da. 579,6. Da. 28 cu 20 se simplifică prin 2. Așa. Va veni 5
la 20. Dacă prin 2 ai spus, să prin 4 ai dat toată. Da, prin 4 mă gândeam. 5, 5 și 7. Așa. 23 cu 25 nu se simplifică. Așa. Deci va veni 25 ori 5, 25 ori 5, 105. 25 ori 5? 105. Iată. 125. 125, atenție mult. Deci ce avem? S ori 7, 23, 1, 2, 161. Deci 161, da? 161, da, corect. 161 supra 125. 125 este egal cu? Este egal cu 579,6. Echivalent cu? S ori, S egal cu 579,6 ori 125 supra 161. 161. Cred că 579,6 poate se simplifică la 161. Să vedem dacă se simplifică 161. Da? Deci pentru 5796 împărțit la 161. Dacă... Final, 161. Da. 3,6. Deci egal cu 3, nu, S egal cu... S egal cu 3,6 ori 125. S egal cu... 450. 450. Da. Deci, aceasta e suma pe care am depus-o la început. A fost același joc ca și înainte, doar că sunt valori diferite. Data trecută a fost același procentaj, 12% și în primul an și în al doilea. Deci, asta ar fi povestea. Te rog? Prețul unui obiect a crescut cu 10%. Deci, primul procent pe 1 egal cu 10%. Prețul unui obiect a crescut cu 10% și după un timp a scăzut cu 10%. Sigur că da. Știind că după reducere costă 44,55 lei. Determinați prețul inițial. Dar s-a scumpit și s-a... Nu s-a făcut nimica. Într-un fel. Adică odată a crescut și odată a scăzut. Tot cu 10. Așa. N-a rămâne 44,55. Tu așa crezi? Nu știu. Mă gândesc că odată ce a crescut cu 10% și a scăzut tot cu 10%, n-a rămâne același număr, pentru că nu s-a întâmplat cam nimic. Dar vezi că a crescut 10% la suma aceeași plus, ca de la suma care rezultă 10%. Deci se întâmplă o mișcare. Da? Da. Deci nu-i suma aceeași, o să vezi. Așa ți se pare ție, dar ai văzut că îi se aplică noi sume. Deci prima dată ce face? Crește, nu? Da. Deci crește. Crește 10%. Și pe urmă scade. Da. Cu 10%. Păi, cum procedăm? Cum mișcăm? Păi scriem S plus S ori 10%. Ori 10 pe 100. Da. Egal cu? Egal cu S1. Corect. Și S minus S. Și? S minus. S1. S1 minus. Sigur, S1 minus. S1 ori 10 supra 100. Egal cu? 44 de lei și 55 de bani. Păi, acum vom prelucra... Așa, echivalent. Da, echivalent cum? Primul o să scriem ca S pe lângă 10, 1 pe 10. 1 plus 1 pe 10. 1 plus 1 pe 10. Deci atenție multă. Da, da, mai întâi am simplificat. Așa, 1 pe 10, am înțeles. Va fi S pe lângă 1 plus 1 pe 10. Care face cât?
care face 11 pe 10. Deci iesor 11 pe 10. 11 pe 10. Egal cu S1. Și S1 pe lângă. Nouă pe 10. Egal cu 44 de lei și 55 de bani. Echivalentul. Acum vom înlocui, da, și ne va da S ori 11 pe 10, da, ori 9 supra 10, egal cu 44,55 de lei. Da. Păi se simplifică, vine 99 supra 100. Deci echivalentul, ar spune, ies ori 99. Ies ori 99 supra 100. Da? Egal cu 44,55 lei. Da. Vom înmulți cu un 100 pe 99. Deci ies va fi egal. Deci este egal cu 44,55 de lei. 55 ori? Ori 100 supra 99. Nu, să zic totul supra 99, cam ori fic, nu? A, da, totul supra 99. Ori zici și mulțim cu 100 pe 99, ori zici și așa. Și atunci face cât? Face 4455 supra, da, 99. Și este egal cu... Merge și prin 9 și prin 11, da, deci merge practic prin 99. Așa. Prin 11 face 405 și 405 împărțit la 9. 405 împărțit la 9. Vine 5. Nu, nu vine 5. 45. Deci face cât? 45. Acum avem probleme de la... 45. Și cu asta am arătat. Vezi? Ai te-ai convins tu că este o șmecherie la cei care fac reducerea, scad, da, și câștigă acești 5 bani. 5 bani. Nu 5 bani. Nu, 45 de bani. 45 de bani în acest joc. Un joc al prețurilor. Și ție ți se creează impresia, tu cumpărător, că nu s-a întâmplat nimic, da, acolo. Și uite că el are câștig. Da? Am avut probleme la 400. Așa. Deci nu, n-a fost de rost. Să știm formula aceea, asta am înțeles noi, da? Formula să o știm și să, ce să mai știm? Să știm, să lucrăm, da, cu, da? Calculul cu frații. Totul a însemnat doar asta, calculul cu frații. Lucrul în chiu. Te rog. Am depus la bancă o sumă de bani. La această sumă s-a adăugat în primul an o dobândă de 15%, iar în al doilea an de 16%. Câți bani am depus dacă dobânda acordată în al doilea an este cu 13,6 lei mai mare decât cea din primul an? Mai vedem că... Am depus la bancă o sumă de bani. Sigur, nu știu. Yes. Yes. La această sumă s-a adăugat în primul an 15%. Deci, plus yes. 15% dobândă. Yes, plus yes ori... Yes ori... 15 supra 100. Și s-a obținut yes 1. Yes 1, da. Egal cu yes 1. După primul an. Iar în al doilea an, 16%. Câți bani am? Iar în al doilea an... An, 16%. Mai citim încă o dată. Deci, iar în al doilea an, de 16%. Pe 41. 41. Am depus o sumă. La această sumă am adăugat în primul an, dobânda 15%. Iar în al doilea an, de 16%. N-ar trebui să scriem că e în fel 15%. Iar în al doilea an, de 16, câți bani am depus dacă dobânda acordată în al doilea an este cu 13,6 mai mare decât cea din primul an? Da.
Păi, dar spune, iar în al doilea an 16%, da? Deci am depus la bancă o sumă de bani. Păi înseamnă că 1% este 13,6. Pentru că spune că în al doilea an este 16%, nu? Și spune că este cu 13,6 în plus. Adică 1% este egal cu 13,6. De ce spui tu așa? Pentru că spune, în primul an a avut 15%, iar în al doilea 16%. Aceasta a fost cu 13,6% sau ce e acolo, mai mult. Și mă gândesc că era 15% și la 16% s-a mai adăugat 1%. Și 1% ar putea să fie 15,6%. Mai... păi 1, mă gândesc că ele e 1%. Câți bani am depus dacă dobânda acordată în al doilea an este cu 13,6 lei mai mare decât cea din primul an? Păi 1% ar însemna că în anul trecut am avut 15, anul ăsta am 16 și am avut cu 13,6 mai mult. Eu înțeleg că am 1% egal... Până aici am raționat bine, da? Da. Acum, în al doilea an, sumii acelea, iesului, se lucrează cu 16%. Da. De ce spunem acum? Spunem că S plus... S1 plus... S1 ori 16 supra 100. Da. Și mai scriem și plus... Egal cu S2. A, egal cu S2. E noua sumă. Și mai știm că diferența dintre S2 și S1 este de 13,6. Așa spune, nu? Da. Să se afle așa, dacă știm că diferența dintre dobânda de anul trecut și anul acesta este de 13,6%. Dacă dobânda acordată în al doilea an este cu 13,6. Dobânda acordată este cu 13,6. Care e diferența dintre dobândă? Este vorba... aici este dobânda care se adaugă. Și aici este cea de-a doua dobândă. Diferența între aceste două este de... Diferența între aceste două... Așa au spus, diferența dintre dobânde, dintre asta, aici și s-a adăugat la suma dinainte. Și asta este cea de-a doua dobândă. Care este cu 13,6 mai... Deci diferența din asta scădem pe asta și spunem că este... Adică pe cealaltă poți, pe S ori 15 supra 100 poți să scriu ca... Pe S1 ori 16 supra 100 poți să scriu ca S ori 15 supra 100 plus 13,6. Deci, pe cine? Pe asta trebuie să scriu. Da, pe S1 ori 16% scriu ca S ori 15% plus 13,6. Da. Poți zici diferența între astea, ori la asta, asta mică, adăugăm pe cealaltă, face așa ceva, da? Deci, asta trebuie să fie înțeles noi, diferența. Hai să scriem așa cum a fost dat în limbajul acela. Adică S1 ori 16 pe 100. Minus S ori 15 supra 100 așa, este egal cu? Cu 13,6. 13,6. Deci diferența este 13,6 dintre dobânzi. Și eu aș vrea să fie totul mai cine este, să fie aici în relația. S1? Nu S1, că nu mă interesează S1, mă interesează S1. Atunci o să scriu. S1 rămâne și înlocuim S1. Îl lucrăm aici un pic, te rog. Hai să lucrăm. S pe lângă. 15 cu 100 se simplifică prin 3. 5 pe 20. Da. 25 pe 20. 25? Da. 23. Păi... Rămas în loc de 15, 3.
23. Dacă ai greutăți, nu grăbi, să nu scrii o singură trăsnă, ai scris așa, dar te găsești peste cap. Deci trebuie să scrim așa. Yes, pe lângă 1 plus 3 pe 20. Și acum se vede 20 cu 3, 23. Deci 23 pe 20. Egal cu yes-ul. Da. Și acum pe... Ies unul odată știut, vinim și înlocuim o relație de aici. A, și o să fie S1 ori 16 S1 plus, egal cu 23 spre 20, nu? În loc de S1 spunem S1 ori 23 pe 20. Da, deci S1. Da? Că nu poți să scoți în factor, nu ai ce face, da? Deci zicem echivalent asta, ne-am locuit pe S1 ca fiind S ori 23 pe 20. Minus. Ori, în continuare, ori 16 pe 100. Atenție multă. Ori 16 pe 100. Da. Minus. 13 pe 6. Minus yes ori. Minus yes ori. 15 supra 100. Da. Aici puteam să fii plin și spui că 3 pe 20. Asta am înțeleg. Poți să faci, da? Ori 3 pe 20 este egal cu 13,6. Echivalent cu. Ce observăm? Putem să simplificăm. Așa. 16 cu 20, da. E 4. Așa, și rămâne 4 aici. 4 și 5. Da. Și atât. Mai merge. 4 cu 20. Da, 4. A, da, 4 cu 100. 400 și? Vine 1 pe 25. Deci 25 aici, da? Da. Și ce ne dă? Hai să vedem. Hai să zicem, vine S ori? S ori 23 da. Supra 125. 125. Minus S ori 3 pe 20. Da. Egal cu 13,6. 13,6. Putem scoatem pe S în factor acum. Sigur că da, și vin S pe lângă. S pe lângă 23 supra 125 da. Minus 3 pe 20. Așa. Trebuie să zicem la același numic. Egal cu 13,6. Da. Ca să facem, trebuie să aducem la același numitor. Da. 125 îl putem scrie ca 5 ori 20 ori, nu. 5 la... A treia. 5 la a treia, pe 125 da, pe 5 la a treia. Și 20. Și 20 pot să scriu ca... Pe 3 pe 20 îl amplificăm cu 5 la a doua. Aici cu 5 la a doua, da? Deci numitorul comun care este, ca să înțeleg. Deci la una amplificăm cu 5 la a doua și la una cu 4. Așa. Deci numitor comun cât este? 4 ori 5 la 3. 4 ori 5 la 3. Că dintre 5 la 3 și 5 la 2. Nu, 5 la 3. A. Da? Și vine de 4 ori 125 cât este? 4 ori 125. 500. Numitorul comun, da? 500. Și aici amplificăm, așa cum ai spus, cu 4. Aici amplificăm cu 25. Da. Da. Și iată apare. S ori... Înmulțit cu... 2, 1, 92 supra... 92 minus, facem deodată, da. A, 92 minus 25 ori 3, 5 ori 3, 15... 75 supra 500. Este egal cu 13,6. Deci ar fi echivalent. S egal cu... S ori. 3... A, dar nu ducem direct în general membru? A. Facem scădere. Ce faci scădere? Okay. Dacă tu faci odată, n-am nimic. S egal cu... S egal cu 13,6. Ori. Ori. 500. Da. Supra. 17. Supra 17, da? Da.
mulțim pe 13 spre 6 cu 500. Da. Și ne va da... Eu zic că 13,6, 136 cu 17 trebuie să simplifice, dar să vedem dacă da. Că 5 ori ala nu ce o legătură. Da. Ia să vedem. 8. 8, da? Da. Deci vine de 8 ori aici, ori 500, da? Da. 8 ori 500. Și face cât? 4. Dar profesor, acolo nu era 136. Da, cât era? Era 13,6. 13,6. Și atunci cât îmi da, 13,6 împărțit la 17, 0,8 ar veni. Da. Sau am putea să scriem 500 ca 5 ori 100 și ar veni 8 ori 50. 8 ori 50. Deci 8 ori 50 este aici, da? Că am mers de 8 ori, am mutat regula de așa, da? Corect. 8 ori 50 face cât? 400. 8 ori 5, 40, cu 0, 400, da? Iată, suma inițială este de 400. Mai citim o dată aici, că a fost o problemă în interpretare. Da. Deci noi am scris ce s-a întâmplat. Da, și am zis că... Și diferența de dobânzi, da, dintre primul și al doilea, este asta. Aici e diferența. Ci s-a adăugat. Și de aici încolo lucra. Altă problemă. Un obiect costă 40 de lei. Prețul lui crește cu 25%. Cu cât la sută trebuie să scadă din nou, din nou, ca prețul, după reducere, să fie 40 lei. Mai știți că dat. Da. Un obiect a costat 40 lei. Prețul deci, lui... Da, eu știu că a costat 40 lei, da? 40 da. Lei. Prețul lui crește cu 25%. Crește. Deci... Prima crește. Da. Crește, da? Crește. Cu 25. Cu 25%. Asta e prețul inițial, da? Da. Cu cât la sută trebuie să scadă noul preț? Pentru ca, după reducere, prețul obiectului să fie 40 lei. Deci, care să fie procentul, nu? Da. Pe 1, hai să zicem pe aici, valoarea obiectului la început e 40 lei, crește cu 25%. Pe 1 cât să fie, așa încât, după scăderea asta, da, să ne dea încă 40 lei. Valoarea să fie egal cu? 40 lei. 40 lei. Da? 40 lei. Cât să fie procentul de scădere? Păi mai întâi să facem cât ne dă atunci când mărim prețul. Adică vom spune? Vom spune 40 ori 25 pe 100. Nu mai, pe 25 pe 100 putem să simplificăm. Dacă el crește cu atâta. A, o să facem 120 și... Dacă crește, tot am făcut așa, crește cu 25, adică la vechea sumă... Adunăm 25... Așa facem. Adăugăm 25 supra... Da. Și ce spunem aici? Cum traducem? Acum ți se dă suma, nu? Asta se dă suma. A, deci am sumă și procent, trebuie să aflu valoarea. Valoarea. Adică o să fac